Salut! Bine ați venit la un nou draft pe care îl începem cu un draft token întotdeauna. Foarte tare când poți să începi un draft cu un token, nu dai cei 15K. Iar capitan astăzi, Ronaldinho, top. Hai că începem cu unul dintre jucătorii mei favoriți, mai ales în FIFA. Îmi place mult să joc cu Dinho. Iar atacant, cred că îl voi lua pe Lewandowski. Poate vine Robin în dreapta. Uite-l, s-a întâmplat. Robin, link verde cu Leva și un atac interesant. Ronaldinho, Robin și Lewandowski. Aș vrea să schimb pe Leva, fiindcă n-are destulă viteză. Cardul Tuț e destul de rapid, ăsta e cam lent pentru nivelul actual. Astăzi aș vrea să-mi iau revanșa pentru draftul pe care l-am pierdut în primul meci. Nu înțeleg de ce pe live-uri îmi ies mereu 4 din 4 ori, ca să le spunem așa, draftul pe care îl câștig. Însă pe video e mai greu. Nu-mi dau seama de ce. Mai ales că aici mă pot concentra mai mult la fazele clasice. Sissoko, Paul Pogba, Kante. Acum e greu de ales. Mai bun e Kante decât Pogba. E bun pe plan defensiv. Mă va ajuta foarte mult. Vine și Pogba oricum. Pogba merge. Pus acolo. Și aruma Hamsik să dispară. Dacă vine altcineva. Kostic. Stăm bine momentan, dar trebuie să iau francezul pentru Kante. Și Maldini, fundaș central. Întotdeauna frumos când pică Maldini. Alături de Van Dijk, Team of the Year, este și mai minunat. Doi fundași central demențial. Cei mai buni. Mai bine doar dacă pica și Van Dijk toți, care are plus 1. Celotto în dreapta. N-ar rămâne în echipă, mai bine iau pe Escobar. O să îmi folosesc acel Hunter. Iar portar Alisson wants to watch, poate. L-aș alege pe Kepa, că poate pica Alisson toți. Hai că se poate. Uite mă că s-a întâmplat. Mamă, ce predicții astăzi. Alisson, Robin, i-am nimerit pe toți. Alisson toți, uite că m-am ales cu o variantă cu plus 7 la rating. Aici va fi Mario Fernandez. Am nevoie și un fundaș dreapta. Dumfries sau Wan-Bissaka. E greu aici. Hai că le iau pe ăsta. Un Icon tot mai pică. Un Icon, un olandez. Mă aștept să mai fie. Aici l-avem pe Diogo Jota. Un Icon, mijlocaș central. Legăm toată echipa perfect. Un CAM, un CDM. Orice Icon. Sau Wijnaldum, de ce nu? Uite că Wijnaldum se potrivește la fix. Băi, e fix omul care întrebuia un olandez. Merge și cu Robin, merge și cu Dumfries. E la fel ca și cum ar fi picat un Icon. 191 în mijloc demențial. Atac foarte bun, mai puțin Leva care trebuie să dispară. Defensivă bună. Da, mai bine ar fi doar cu un Cruyff vârf în loc de Leva. A venit și Seedorf. Seedorf care este tot olandez. Și Icon pe deasupra. Dar e mai bun Wijnaldum decât el. Seedorf excelează la pase și la șuturi. Iar Pogba e și el mai bun decât Seedorf. Cred că am ajuns în situația în care un Icon trebuie să stea pe bancă. Nu-i destul de bun Seedorf, Ibracadabra. Zlatan. Zlatan vârf e ce trebuie. Îmi place mult și Zlatan. Dembele, Eden Hazard, 94. Wow. Ce echipă ne facem? Hai cu Dembele. E mai bun ca super sub pentru care viteză la maximum. Edinson Cavani, 95, ce echipă o să fie. Pe bancă au picat numai jucători legendari. E Griezmann mai șmecher. La mine merg pe rating, poate reușesc din nou în 193. Încă l-am pe Escobar acolo. Fără Escobar tot acolo suntem. Trebuie să dispară Jota. Orice jucător spre 90 este bun în acest moment. Doi mai rămân. E bun ăsta că e foarte colorat. Marez, 93, are și shadow-ul promis. Iar acum avem 193, nu? Nu! Nu avem 193 pentru draftul ăsta. Cu Ibra vârf din prima. Avem 193, Ibra fiind mai bine cotat decât Leva. Și aș putea juca așa, fără probleme. Sau aș putea să-l pun pe Seedorf în loc de Pogba. Iar în felul ăsta are Robin full. Rămâne un singur jucător, care ar trebui să fie silver.
Nu e Silver, e Aubameyang de 90, Modric 92. E, acum e mai mult important. Dacă le iau pe Modric, oare reușim în 194? Hai că încerc. Încerc și le iau pe Modric. Antrenorul echipei din MLS, poate prindem ceva. Pică un suedez, nu cred. Da, suedezul ăsta mă ajută. Îi dă 8 chem lui Zlatan Ibrahimovic și va avea mai multă viteză. Din păcate e din nou 193. Dacă îl luam pe Kostic de 93, aveam un 194, dar n-aveam cum să-mi dau seama că o să pice jucători atât de bine cotați. Ronaldinho, Zlatan, Robben. Ăsta este un trio inedit. Trei jucători geniali pe care i-am avut. Robben s-a retras, Ronaldinho și el, bineînțeles. Și urmează foarte probabil să-l vedem și pe... Îmi place asta, rechid negru. Și pe Zlatan, retrăgându-se în iarnă. Așa că poate peste un an sau doi la FIFA 21 sau 22 vom vedea acești trei jucători a fi icon în joc. Opa, am picat cu un jucător ceh, probabil. Are stema lui Sparta Praga. E vremea să iau revanșa. Să-mi iau revanșa pentru CFR. 4-3-3, 77 chem. Nu ești un draft deloc bun. E hazard mijlocaș central. Poate a dat autocomplet. Bine. Îl avem pe Ibra. Dinio. Rămâne cu mingea sub control. Iar acum va fi golul lui Zlatan. Știam că dă gol, pentru că dacă a șutat din careu din prima, s-a terminat și 1-0. Robben pentru Zlatan. Braziliana. Și este Ibra în blocaj. Din păcate, Kanté a recuperat foarte repede pentru noi. S-a aruncat efectiv, n-are nicio treabă. Va fi o victorie categorică. Iată în ce stil dă gol Ibrahimovic, golul 2. Nemaipomenit. Mereu o să facă spectacol. Are ceva cardul ăsta setat. Pur și simplu l-au făcut foarte spectaculos. Mă așteptai că nu lui când o să apară să fie prea multe milioane încât să ne permitem vreodată să-l avem în echipele noastre. Poate unii dintre noi, câțiva, vor avea ocazia să joace cu el în propria echipă. Dar avem drafturile. Mingea la Ibrahimovic. N-ai cum, frate. Este zeu, efectiv. A dat 3 goluri în primele 30 de minute și asta face de fiecare dată. Și cumva rămân impresionat de fiecare dată când îl folosesc. E o execuție. Și i-a ajuns cehului. A ieșit, gata. 92 rating. 97 chem, 3-4-3. Formație foarte ofensivă, dar trei fundași centrali OP. Varane, Team of the Year, Maldini, Virgil. În poartă Alisson, în față Ruud Gullit, care a rupt la penultimul draft pe care l-am postat aici pe canal. Oh, nice. Maldini, o. Deci vreau să se demarce și Ibra. Poate ar fi momentul. Opa, e fault. Însă chiar la marginea careului. Aș fi vrut să scot penaltiul. Lovitura liberă de acolo e cu siguranță periculoasă. Îl avem pe Robben acolo, îl avem și pe Zlatan. Și o să bată Ibrahimovic. Este gol, 1-0. Senzațional, băiatul ăsta. Ce șut, ce bombă. N-a văzut-o Alisson. Direct în poartă, ia uite-o. Bum, și s-a terminat. Și se duce Ibra, după aia se bucură, al patrulea gol. 4 din 4 goluri marcate de Zlatan. Hai să ținem tot așa. Urmează un val de crochete. Și pasa. Iar acum este șutul. Pentru 2-0. Fără pic de efort. Le trimite direct în plasa porții portarului advers. Nu așa. A șutat în jucătorul meu și din jucătorul meu rămâne mingea la el și acolo ce să mai faci că puteam selectez pe oricine că n-aveam timp să intervin. Ronaldinho! Dinio! A ratat! E Alisson care oprește șutul.
Bine, Robben. Berbato, finesse, Robben. Bară, gol. Ăla e primul gol al lui Robben în draft. O reușită tipică pentru el, un finesse din lateral. Magnific. Virgil. Super. Un duel între olandezi. Câștigat de senzația din zilele noastre, Virgil van Dijk. Iar aici este o pasă foarte bună. Iar Ronaldinho trebuie să facă ce știe el mai bine. Să treacă de fundași adverși. Este Dinho. În continuare, penalti. Oh, ce fază! Incredibil. Și-l avem pe omul. Zlatan Ibrahimović. Față în față cu Alisson. Elan din afara careului. M-am dus cât de spate. Am putut ieși Seedorf aici pe centru exact. Și va fi un șut cu exteriorul. Nu cred. Nu mi-a ieșit așa bine cum așteptam. Bine, ăla e din kick-off. Este Zlatan. Gata. Și-a luat Zlatan revanșa pentru penaltiul ratat. 4-1. Frumos. Iar acum îl avem pe Gini Wijnaldum. Și Robben o farfecă cu pământul. A scos de pe linie acel jucător. Și acum este incredibilul Ronaldinho în careu. Mingea tot la noi. Abia îmi poate lua mingea când e Ronaldinho acolo. Absolut fabulos. Un șut aici în plasă laterală. Din nou ocazii foarte mari. Gata. Se fluieră. Scor final 4-1. Încă un meci spectaculos. Super goluri până acum. Super goluri înscrise de Ibra în principal. A dat și Robben una. Dar personajul principal din draft e clar Zlatan până acum. Jucăm cu Scrappy. Am căutat ceva timp adversar. Mulți ies din meniu. Sau nu ne înțelegem la kituri, pentru că ambele kituri ale mele sunt închise la culoare. Trebuie să aibă un kit mai deschis. Sau altă culoare în afară de negru. Ce echipă. E draftul superstarurilor direct. 92 rating. Chemistry 62, dezastru acolo. Când am văzut Mbappé, Ibra, Hulit, m-am speriat puțin, dar apoi mi-am dat seama că n-au sens jucătorii pe acele poziții. Sunt curios ce se va întâmpla. Poți oare să câștigi un match când n-ai chemistry aproape deloc, e spre 50, dar în schimb ai jucători de valoare. Sunt jucători peste 90 ceva fiecare. Dinho. Bară. Însă Robben e plasat acolo. E omul potrivit. La locul potrivit. 1-0. Nu pare că joacă deloc serios ăsta. Nu pare să-i pese prea mult de draftul ăsta. A scos Alisson acum. Se joacă foarte mult cu mingea pe acolo. Chiar și pe la portar a pasat-o. Penalti. Ce penalti a obținut Ronaldinho, e culmea, pur și simplu. N-am făcut nimic, mingea a fost foarte slabă. Acum e rândul lui Zlatan, în stânga, 2-0. Bun asta. Și e Zlatan acolo, dintre toți, dă cu capul. 3-0, asta a fost un meci ușor. A ieșit. Vom avea finala. Kit din China. Kit FIFA Mobile. E bine. Și 1-191 în 4-2-3-1 defensiv. Rashford, Douglas Costa, Alisson de gold. Simplu. O echipă sub a mea. Un sistem destul de defensiv. Cu un cam, dar doi mijlocași laterali. Care fac ambele faze dacă nu le spui să stea în față. Depinde și ce instrucțiune a pus acest jucător. Și începem cu Robben. Niște fake shot-uri. Minge ajunge la N'Golo Kanté. Zlatan, bineînțeles. Ăla e Ibrahimović. Și e penalti. M-a faultat Van Dijk. Ar fi trebuit cei drept să dau gol cu Zlatan acolo. A fost un șut slab. Însă, am încărcat prea mult. Banu sub bară.
mi-era frică puțin. Șutul fix sub bară pe centrul porții. 1-0 din nou înscrie Zlatan, a dat aproape toate golurile echipei noastre. O echipă tare frumoasă. Super jucători, toți tehnici, chiar și la mijlocul terenului. Am avut astfel de fotbaliști, super tehnici. Și îmi plac drafturile de genul ăsta, cu cât un atacant foarte spectaculos. Nu, cum a sărit mingea? Ce aiurea! Am intrat prin la unecare și a dat fundașul meu direct mingea la Daglaș Coștea. 1-1. Linio. N-am reușit să centrez, dar cu El Tornado trimitem la Zlatan Ibrahimović! Încă un Eurogol! Cum să dea așa cu capul? E ireal, efectiv. Și ăsta e un jucător de 150 de car în momentul actual. Uitați-vă cum a putut să trimite imparabil asta. M-a trecut Rashford. M-a apărat foarte prost. S-a dat fault. Dar de ce n-a continuat faza? Nu este penalti? Putea marca? Bănesc că ar fi fost offside altfel. De ce s-ar fluiera? Apăra Alisson. Opa! Băi, ești nebun? A dat Rashford cu capul așa? O a doua lovitură de cap magnifică din prima repriză a finalei. 2-2. Ibra! A făcut diferența. Centrarea lui Robben după acel spin și o lovitură de cap din nou excelentă. Penalti, driblingul a căzut în fața acestui dribling Lala, l-a faultat pe Ibra, a fost păcălit și voi încerca de data asta un nou șut genial, da, sub bară, uite că am învățat și eu să bat penaltiuri la sfârșitul lunii august, când se schimbă penaltirile pentru următorul FIFA. Nu cred, Robben, pe genunchi. Dacă trecea era zeu până la final. Ce păcat că nu s-a întâmplat asta. Nu cred. Da. Speram. Era golul carierei. Carierei mele de jucător de FIFA. Final 4-4. O echipă care n-a putut fi oprită de niciun adversar din cei 4 de astăzi. Și avem premiile, alea bune de tot. O să fie două premium gold player pack-uri și două gold pack-uri. Și cred că e inutil să mai scot gold pack-urile. Am și un Dead Eye care a apărut de nicăieri. Am deschis un premium gold pack. Nu o să mai deschid gold pack-urile sau, nu știu, sincer, n-aș prea vrea să o fac. E foarte puțin probabil oricum să pice ceva. Aici nu avem nimic important. Și voi trece la aceste două pachete cu 6 jucători rari. Primul o să fie iar sub 86. E vorba despre Bilia. Nici măcar nu mă mai obosesc să-i mai vând. Nu costă mai mult de 1K sau 2K astfel de jucători. Și n-am mai prins un workout de multă vreme. Aici vine Altidor, cel mai bun. 77 din 12 jucători. Toți au sub 77. Oricum, asta a fost draftul, oameni buni. Pachete ca de obicei. Slabe, n-ai ce să le faci, dar un gameplay spectaculos, goluri fantastice, mai ales date de Zlatan Ibrahimović. Vă mulțumesc cum ați urmărit, nu uitați să lăsați un like acestui video și cam atât. Pa, pa!